Actele de violență sunt din ce în ce mai frecvente în școlile hunedorene. Mai mult decât atât, aceste lupte libere între elevi au devenit un fenomen îngrijorător. Reprezentanții instituțiilor de învățământ încearcă să reducă numărul acestor incidente, iar în acest caz sunt implicate mai multe organe. Este adevărat că este un fenomen care s-a extins foarte mult în școlile din țara noastră, din păcate. Probabil că mass media nu are totuși influența pe care ne-am dorit și care ar trebui să o aibă asupra copiilor. Din păcate, exemplele negative din societate, din jurul nostru, sunt mai puternice decât cele pozitive. Și atunci, noi, școala, în primul rând, sunt cei care trebuie să-i sprijinim pe elevi să discearnă ce este binele și ce este rău și să aleagă varianta cea mai bună pentru el. În școala noastră, din fericire, nu avem situații foarte grave de violență, dar pentru a preîntâmpina astfel de situații, vreau să vă spunem că foarte mult ținem legătura cu familia elevului. Avem acele întâlniri săptămânale, avem ședințele cu părinții, la foarte mici abateri, poate chiar cele copilărești, părintele este chemat la școală, este înștiințat și se discută, dacă este nevoie, apelăm și la psihologul din unitatea noastră școlară pentru consiliere în cazurile ceva mai grave de care ni se par nouă. De asemenea, tot în unitatea noastră școlară din această toamnă, o foarte bună colaborare am avut cu poliția locală, respectiv cu polițistul de proximitate. Este vorba nu numai de un protocol pe care l-am semnat la nivelul celor două instituții, este vorba de faptul că dânsul săptămânal și chiar zilnic se află în mijlocul nostru cu tot felul de activități educative, transmite și dă exemple de bună practică cum ar trebui să se comporte copiii atât în școală cât și în afara acesteia. De cele mai multe ori, actele de violență provin din joacă, o joacă ce poate degenera și duce la tragedii. Din păcate, copiii nu mai știu să se joace așa cum ne jucam noi la vremea tinereții. Dar cred că noi dascălii și noi părinții suntem cel mai bun exemplu pentru copii. Dacă noi de fiecare dată le oferim exemple bune de comportare, de exprimare, cred că vom reuși să combatem acest fenomen. Nici în ceea ce privește liceele nu există probleme, cel puțin asta declară reprezentanții unităților școlare. Nu înregistrăm aproape nicio un act de violență sau niciunul de ordin major și acest lucru este explicabil și dacă vă uitați că tot vorbeam de spațiu, aici avem un avantaj al spațiului, deși interiorul ne dezavantajează oarecum, exteriorul ne avantajează pentru că clădirea fiind foarte bine împrejmuită, accesul unor persoane străine sau ieșirea elevilor în timpul programului este foarte dificilă și din acest motiv nu avem probleme în acest sens. Potrivit unui studiu realizat de către reprezentanții Inspectoratului Județean Școlar Hunedoara, cele mai frecvente acte de violență au constat în vătămare corporală și exprimare inadecvată. Pe lângă acestea au mai fost înregistrate 24 de cazuri de distrugere de bunuri, 23 de amenințări, 5 tentative de furt, 3 violențe fizice cu arme, 2 cazuri de hărțuire sexuală. Aceste acte au fost comise între elevi, dar specialiștii au mai identificat și 101 cazuri de violență între elevi și profesori. Dintre acestea, cele mai multe cazuri au fost de violență verbală, fizică ușoară și insulte grave și 2 cazuri de hărțuire sexuală.